Eu sunt Băsiniu și bine ați venit la un nou videoclip pe acest canal. De data aceasta, astăzi vă voi prezenta echipa mea. Da, fraților, astăzi, e sâmbătă, e sâmbătă astăzi, e sâmbătă, da, e sâmbătă, e dimineață, se 11:30, e sâmbătă. Cât a trecut, fraților, de când ai ieșit jocuri? Parcă de miercuri, miercuri, joi, o săptămână și două, trei zile, cam acolo suntem. Dar înainte de a trece la echipa mea și o să deschidem și două pack-uri scouting, un Europa 1 și un Europa 2, așa, bonus de început, vreau să vă prezint Academia Ligii FC Bulan Team. Liga Mare o să vă arăt după. Deci, în Academia FC Bulan Team 2 este șef Codreanu Marius momentan. O să vă lăs linkul de la canalul lui de YouTube în descriere, plus Facebook-ul dacă vreți să-l contactați. Și se cere overall între 80 și 84. Deci 80 și 84. Vedeți, aici scrie League Rank, un ranked, adică nu a jucat, dar care este ideea? A fost făcută deja, au avut undeva la vreo 4-0 sau ceva genul, mergea odată cu Liga Mare și au început să dea, frate, deci nici Liga Mare n-a. Și nu am avut turnee destul de grele în Liga Mare, dar nu asta este ideea. Ideea este că în Academie, frate, picau cu overall de astea 90 și ceva, frate. Și au zis că hai să o refacem. Deci 80-84, vă lăs linkul în descriere lui Codreanu. Și să nu uitați, dacă sunteți și mai mici, bum, FC Bulan Team 3. Nu dau seama de ce nu e clar poza asta, am primit-o de la Raylon. Și o să vă lăs linkul în descriere de la Facebook-ul lui. Aici este overall între 77 și 80. Deci între 77 și 80 vă aștept aici în a treia academie. Vă lăs linkul în descriere. El ar trebui să se cheme Eduard Bogdan, dacă nu greșesc, Eduard. Oricum, Eduard sigur se cheamă. E un vechi membru din prima liga. Da, Eduard Bogdan, uite acum am văzut. Un vechi membru din prima ligă din FIFA Mobile de pe noiembrie. Deci da, nu uitați, aveți linkurile în descriere. FC Bulan Team 2, 80-84, FC Bulan Team 77-80, Liga Mare 85+. Dacă ai 85+, frate, te aștept. Hai să intrăm în joc acum. Și hai să mergem prima dată la acele pack-uri de la Scouting pentru a deschide ce am zis că am. Aici am mare șmecherie, mare nebunie, ar trebui să am 9. Da, hai să începem cu un pack mai mic. Ce aș vrea de aici? Ar fi unicul care l-aș vrea de aici, ar fi Mama Ana. Aș vrea pe mama de aici. Dar și Gelson Martins. Da, Mama Ana sau Gelson Martins. Nu, cam ăștia. Restul n-am ce face cu ei. Frate, un Mama Ana sau un Gelson Martins. Bombeo, frate. Bombeo, ar rupe. Oh! 68. Rochinha. Bine, frate, e bun. Rupe asta. Da, unicul meu elite care mi-a picat din pack a fost Horn 83 și am deschis pack-uri ca un disperat până acum. Bă, de aici ce aș vrea? Aș vrea un Werner, un Rugani, un Valverde, un Malcolm, cam ăștia ar fi, dar nici un Donnarumma nu mi-ar părea rău, știi? Doamne, ai cu un elit, măcar un elit! Malcolm, Filipe Silva, Oliveira, Bum, Golazo, Malcolm. Păi ești prost. Fucking Malcolm, băi, deci am vrut anume să lăs asta pe filmare, că să deschid pe curarea două, pentru că mă gândeam, bă, poate îmi pică ceva, știi? Malcolm. Sau statusuri are 87. Rapid, vedem rapid după facem echipa. 85 sprint speed, 91 accelerație, 89 dribbling, destul de decent. Shoot power 86, finishing-ul cam micut 79. Long shot 85, bă, e bun, frate, e foarte bun. Și am tot 84, dar m-am apropiat foarte mult de 85 cu Malcolm-ul ăsta. Și să începem cu echipa, hai să vedem. La rezerve aici nu am nimic de interesant, l-am puțin pe Tănase ăsta care stă degeaba, un Lozano care l-am schimbat acum. La Padula care l-am crescut și vi recomand dacă sunteți începători, are 75 la Padula la Genoa. Foarte bun, are 80 ceva viteză și șut foarte bun, deci e foarte bun. Ricketts, nu vi recomand, frate, l-am luat de la 67 și l-am făcut 78, îmi făcea elit în echipa. A 100 viteză, ceva genul, aproape 100, shooting 66. Deci treceam de toți, bla bla bla, ajungeam în fața porții, șut, mi-a apărat portarul. Deci o dădeam frumos cum o dau de obicei pe colț, șut, mi-a apărat portarul. Și în rest, jucătorii, puteți vedea și voi. Și haideți să mergem la primul 11.
Avem așa, un Ronaldo 90, nu cred că mai este nevoie de prezentare, e foarte bun. Din păcate a fost cam gândită treaba asta cu Ronaldo. E left wing și dacă ți-l dă în acțiune, ți-l dă în partea aia de sus, știi? Și e foarte proaste acțiunile din partea aia. Și mult mai șmecherea asta din partea asta, înainte cu right wing, gen cum e Malcolm acum. Deci da, dar totuși arată foarte bine la 90 și îmi dă plus 3 de la skill boost-uri. Și 90 pentru că l-am făcut la 87, cam asta e ideea. După, l-avem pe Griezmann, nici ăsta nu mai are nevoie de prezentare, frate, Griezmann e superb. Viteză, vezi aici, 83-84, dar are viteză mult mai mare de atâta, părerea mea. Deci reușești să treci și așa, bum, 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 printre ei. Și are un finishing 86, e foarte bun, frate. De dribbling nici nu mai vorbesc pentru că e bombeu. Malcolm, l-ați văzut deja, arată bestial, Malcolm. Te pupă, tata. Ali aici, de-abia acum mi-am luat și eu astea ca să-i dau 3. N-am vrut să-mi iau, am făcut la Liga 8 victorii consecutive, avem 8-0, acum facem 9-0. Și am vrut să-mi iau de 24 de alea, am vrut să-mi iau pack-uri de alea de la League Pack. Acolo mi-a picat horn, așa, în continuu, bam, 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 bam. Dar am zis, bă, eram aseară la grătare, eram puțin bat. Și am zis că, bă, nu. Și mi l-am luat pe Ali, eram puțin beat. Eram pur și simplu la grătar, știi, mă jucam FIFA. Făceam grătarul și mă jucam FIFA. Și am zis că hai să iau la Ali totuși. Și pentru că rezulta că dacă eram beat, luam doar pe cur de alea. Așa nu eram și am luat la Ali. Deci da, am fost tata creier. Și am luat așa, am luat astea. Pot să-l fac la cât puteam. Pot să-l fac de 86. Plus 3 ar veni 89. Știi, mi-ar mai trebui 2 ca să-l fac de 90. Dar e vorba de bănuți, tata, e 400 de K. În rest e destul de bun în gameplay. Destul de bun. Și acum hai să vedem. Până acum ăștia au fost jucători așa, care îi cam știe toți. Hai să vedem de ce am jucătorii ăștia la Anțiu. Hai să începem de la cel care, 2-3 care îi cunoaște toată lumea, să începem de la Horn. Horn mi-a picat în pec, e foarte bun, frate, are 86 reflexe, are 83 goalkeeper diving, 82 goalkeeper positioning. Handling 21, fizicul ăsta nu prea mai contează, dar are 80 ceva la toate astea de sportari care sunt Dumnezeu. 86, ele 83, îmi face 86 în echipă. După mergem așa, mergem pe Dani Alves care e elit și l-am cumpărat cu vreo 680 de K. N-aveam râbâși și mi l-am luat pe Dani Alves pentru că îmi permiteam la vremea aia, acum nu mai permit. Foarte bun. Un răbă care nu are nevoie de prezentare, pentru că e foarte bun, frate, și în viața reală foarte bun. Are viteză, are shoot power, deci dacă, doamne, nu știu cum să zic, doamne ferește, pleci cu el din def și te duci direct în atac, pum, gol. N-ai cum să pleci cu el din def în versus atac, dar zic în campanie. Și acum hai să începem la ăștia, la mai OP, așa, de asta e și cumpărat. Kirkeș ăsta trebuie să schimb neapărat cât mai repede cu acest Murillo, recomand, are 65 el, 68 face la mine echipă. Uitați ce status are la 65, 68 practic. 84 sprint speed, 85 accelerație, e tata creier. Tackling marking n-are foarte mare, are cam cât pentru nivelul lui, dar am văzut la un prieten, căruia tot eu i-am recomandat acest Murillo, că dacă îl duci la 82-83, deci practic dacă eu îl fac elit, forma lui elit, o să-mi fac 83. Are technic marking undeva la 80 ceva și sprint speed și accelerație ajunge la 100 aproape. Deci tu îți dai seama aici ce fundaș, un fundaș de nota 10. În schimb Kirkeș e destul de lentuț, frate, dar e românașul nostru care trebuie să-l schimb. Și hai să începem cu aia OP. Am 4 jucători de sub OP aici. Flynn, Van Aanholt, Kenum și Obi. Hai să începem cu Flynn ăsta care mi se pare cel mai slab. Nu e chiar cel mai OP, dar uitați-vă alea că este mijlocaș cu viteză de 89-85. Pare mi se că e argint, din câte mi-aduc eu aminte. Și are și passing 78, are și agility 75. Shoot nu prea are, dar n-ai nevoie, pentru că dacă vreau shoot și chestii de genul, la mijloc îl am pe Ali sau Obi, care e tot slab la shoot, dar nu contează, Ali, ăsta Obi, frate, e prea OP, e mult mai OP decât Flynn. 81 sprint speed, 91 accelerație, frate, bă, are shoot power 81, dar totuși finishing-ul 63, am încercat niște shoot-uri cu el, se duc destul de bine, câteodată destul de prost câteodată, dar ideea este că are 83 la short passing și 77 la long passing. Foarte bine. E foarte bun ombi ăsta. Și hai să mergem cu doi fundași de nota 10. Van Aanholt, care se folosește și pe
consolă, pe FIFA 18, pe consolă, pe PlayStation 4, Xbox, depinde ce aveți. Este foarte OP, are 75 parcă, pe consola 75, aici nu mi-aduc aminte cât are, cred că tot pe acolo, 75 sau 7, cel puțin 72 are oricum. 92 sprint speed, 96 accelerație, frate. 83 tackling, 72 making, compensează asta cu agresivitatea care este 80, dar totuși are o viteză bestială și e prea OP în joc. E prea OP. Și hai să vă arăt fundașul de nota 10 care cred că toți care ar veni în Liga Bulan sau care și pe lângă, cred că aș pune o regulă cu asta. Toți care vin în Liga Bulan sau chestii de genul, să-l aibă pe ăsta făcut la 3. Frate... Frate, nebunie curată, fundaș cu 96, sprint speed, 93 accelerație, 86 agresivitate, 86 agresivitate, 84 tackling, 70 marking. Marking-ul ăla și agresivitatea se compensează una pe alta, practic e ca și cum ar avea ambele la 80 pe acolo, 78, 79, 80, pentru că agresivitate, marking, Da, viteza, frate, 96, sprint speed, 93 accelerație, deci îl recomand la toți. Mă, și cam asta ar fi echipa mea, 84 overall momentan, dar cred că mai trebuie foarte puțin, un 2 overall, ceva genul, și faci 85, sigur. Da, frate, pentru că dacă iau, dar nu stau eu acum să vă mai plictisesc pe voi cu calculele, da, e sigur fac 85, până diseară fac 85, lejer. Băi, nu uitați de Academie și Liga Mare. Momentan suntem pe 139 pentru că n-avem foarte, foarte, foarte mulți fani. Avem 15 milioane și ceva, știi? Și cam pe asta se bazează. Dar după ce când facem victoria, așa, și asta, ajungem pe 30 ceva. Am fost și pe 29, știi? Și tot pe acolo stăm. Cam pe acolo stăm. Depinde de fani acum și depinde de aia care au avut iPhone și au pornit turneul prima noapte. Noi l-am pornit a doua zi, vedeți și voi, se termină acum, este ora 12 aproape, se termină în 5 ore, deci vă dați-vă seama. 85 plus pentru asta. 80, 84, bulan 2, 77, 80, bulan 3. Bă, frate, a ieșit un videoclip destul de lung. Sper să vă placă, sper să lăsați un like acolo. Nu uitați, aveți în descriere și Facebook-ul ownerilor la celelalte două ligi. Cam acesta a fost Basinio. În seara asta cred că o să mai vină un videoclip. Sper să îmi vină ceva în cap. Deja mi-a venit ceva așa mare în cap, dar... Cam acesta a fost Basinio. Bă, să aveți o zi bună.